Deși a mai trecut încă o săptămână, administrația locală din Pașca nu a făcut niciun demers pentru verificarea acuzațiilor apărute în spațiul public împotriva unei salariate de la registratura instituției. Deși procedura este simplă, edilul municipiului Marius Pintilie nu a solicitat nici măcar o copie a cazierului pentru a verifica dacă salariata acuzată de înșelătorie a făcut 3 luni de închisoare în anul 2009, după ce în perioada 2003-2004 a furat din caseria primăriei suma de 17.000 de lei. Primarul a explicat în cadrul conferinței de presă de joi, 14 octombrie, că așteaptă emiterea dispoziției pe care să o semneze, astfel încât să fie constituită Comisia de Disciplină, care să verifice faptele sesizate și să ia măsuri. De menționat că, în orice caz, Comisia de Disciplină funcționează în baza dispoziției emise chiar de primarul municipiului. Așteptăm dispoziția cu numirea Comisiei de Disciplină. La cazier de la poliție? Comisia va cere tot ce este. Trebuie să, așa cum am spus, trebuie nominalizată comisia și să iasă de dispoziția de primar ca să semneze comisia să apuce de treabă. Reamintim că Monica Oneața a ajuns în atenția publicului atunci când mai multe persoane au început să se plângă că aceasta ar fi solicitat și încasat mai multe sume de bani pentru a facilita ocuparea unor posturi în primărie, repartiții la locuințe sociale sau avizarea unor lucrări de construcții. BIT-TV a prezentat până în prezent cazurile a 3 persoane care au ajuns victime înșelătoriei. Primul care a luat atitudine împotriva mijloacelor neortodoxe folosite de Monica Oneață este Vasile Secară, care i-a dat salariatei primăriei aproape 30.000 de lei în schimbul promisiunii că va reuși să obțină actele necesare pentru construirea unei case pe un teren aflat în extravilanul municipiului. La scurt timp de la intervenția Pășcăneanului, un alt caz a fost făcut public. O tânără susține că a fost păcălită de Monica Oneață. Fata a plătit suma de 1.500 de euro și încă 1.000 de lei pentru un post la registratura instituției. O altă victimă a fost de asemenea abordată de Monica Oneață, însă de această dată cu promisiunea că îi va face rost de o repartiție pentru o locuință socială la blocul primăriei. În schimb, a cerut 1.000 de euro pe care victima i-a achitat, însă problema nu a mai fost rezolvată.